Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. S-au finalizat lucrările la școala Ciprian Porumbescu din Comănești. Proiect Erasmus la Dărmănești. Bătaie în trafic pe o stradă din Berzunți. Proiect Erasmus, Zero Waste Philosophy, Human Ego, la școala numărul 2 din Dărmănești. În acest proiect sunt angrenați elevi din România, din Dărmănești, din Italia și din Turcia, iar principalul scop este educația pe teme de reciclare, a reducerea consumului și a risipei, dar și reutilizarea deșeurilor pentru a crea produse prietenoase cu mediul înconjurător. Un proiect Erasmus a debutat recent la școala numărul 2 din Dărmănești. Despre ce este vorba? Este vorba despre proiectul Erasmus Zero Waste Philosophy, Human Ego, care are ca obiective protejarea mediului înconjurător și reducerea risipei sub orice formă. Suntem la a treia mobilitate a proiectului, proiect care a debutat în octombrie 2022. Au fost două mobilități, una în Adana, Turcia, în octombrie, și a doua mobilitate a avut loc în orașul turistic Pisa, din Italia. Și astăzi suntem mândri să-i întâmpinăm pe oaspeții noștri în frumosul nostru oraș, mai nou, stațiune turistică, să continuăm realizarea obiectivelor propuse în acest minunat proiect. Ce se va întâmpla astăzi la Dărmănești propriu-zis? Am întâmpinat oaspeții, ei au vizitat clasele. Nu întâmplător organizăm în această săptămână programul național Săptămâna Verde. Copiii sunt organizați pe ateliere și confecționează obiecte din materiale reciclabile, fac tot felul de experimente și expun părerile despre reducerea risipei. Încercăm să contribuim la protejarea mediului cât putem. Cât să invitați aveți astăzi din cadrul proiectului? Pentru că probabil sunt și din Italia și din Turcia. Haideți un pic să facem un quantum, așa, o contorizare. Sigur, avem două delegații, conform proiectului, 7 elevi, 2 profesori. 7 elevi, 2 profesori, adică din avem... Turcia și exact, din Italia, nu? Exact, da, da. Ok, cum li s-a părut sejurul aici, dacă putem numi sejur? Abia a început sejurul, i-am întâmpinat la București, bineînțeles că nu am ratat vizitarea Bucureștiului într-un timp relativ scurt, i-am cazat la hotelul din orașul nostru și ei sunt foarte încântați de ospitalitatea noastră și de mâncare. Deocamdată suntem bine pentru că sunt mulțumiți, îi văd mulțumiți. Și sper să ne ridicăm la nivelul așteptărilor lor și la nivelul acum s-au pregătit ei. Eveniment a fost prezent și ministrul Băcăoan al Mediului, Mircea Fechet, care a salutat proiectul, dar și implicarea echipei din conducerea unității de învățământ, alături de primarul orașului stațiune Dărmănești, Toma Constantin. Welcome to Dărmănești, welcome to Bacău County and welcome to Romania. Thank you. My friend and my party colleague, Mr. Mayor, he said you should come for 5 minutes only, but you should come and say hello to these wonderful people who are visiting in an Erasmus program, not only because of the exchange of know-how that we are doing, but also because the project is related to the environment, and me being the Minister of Environment, Waters and Forest. Of course, I had to drop by and say hello. Thank you very much. So what I'm hoping for is that you'll have a good visit here yes. in Romania. Yes. Dărmănești is a wonderful city. Of course. The first time I talked to somebody about zero waste policy,
was with an Italian. His name is Stefano Ambrosin. I don't know if you've heard, but he's really popular. He's traveling all over the world, and he's talking about zero waste policies. And we've had a lot of discussions in the EU Council of Environment, Environmental Council, with the Minister of Environment from Italy, because on so many topics, we have really, really strong collaboration. Bătaie în trafic pe o stradă din Berzunț. Șoferul băut reținut pentru 24 de ore. Pe 1 martie, polițiștii secției 3 Poliție Rurală Onești au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 39 de ani bănuit de comiterea infracțiunilor de loviri sau alte violențe, distrugere și conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența alcoolului. Cel în cauză a fost introdus în arestul IPJ Bacău. Din cercetări a rezultat că pe 1 martie, în jurul orei 22, un bărbat de 39 de ani din comuna Berzunț, în timp ce conducea un autoturism în localitate, ar fi avut unele discuții contradictorii legate de prioritatea de trecere pe un sector de drum îngustat cu un alt conducător auto de 27 de ani. În urma discuțiilor, bărbatul de 39 de ani l-ar fi lovit pe celălalt conducător auto, provocând distrugeri la ambele autoturisme. Polițiștii i-au testat cu aparatul etilometru pe ambii conducători auto, rezultatul fiind negativ pentru tânărul de 27 de ani, iar în cazul bărbatului de 39 de ani a rezultat o valoare de 0,81 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. După administrarea probatorului, polițiștii au depus reținerea acelui în cauză pentru 24 de ore și l-au introdus în arestul IPJ Bacău. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de loviri sau alte violențe, distrugere și conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența alcoolului. Copiii fascinați de câinele jandarm Daca. Aventură neobișnuită pentru zeci de copii de la grădinița cu program prelungit LEDA, care au petrecut câteva ore în compania jandarmilor din cadrul grupării de jandarm mobile Bacău și a inspectoratului de jandarm județean Bacău. Cei peste 80 de prichindei au fost curioși să afle tot ce reprezintă meseria de jandarm. Micuții au vizitat Sala Tradițiilor, punct muzeistic care înglobează istoria jandarmeriei române pe meleagurile băcăoane. Copiii au urmărit cu mare atenție exercițiul demonstrativ cu tema Acțiunea subunității de intervenție antiteroristă în cazul unui atac armat desfășurat de luptătorii detașamentului de intervenție antiteroristă din cadrul grupării de jandarm mobile Bacău. Potrivit scenariului, jandarmii au intervenit pentru capturarea și neutralizarea suspecților. După urmărirea și interceptarea acestora în trafic, fiecare copil a testat echipamentul din dotarea jandarmilor și a folosit semnalele luminoase și acustice ale autospecialelor jandarmeriei. Punctul culminant a fost exercițiul desfășurat de câinele jandarm Daca, care a prezentat diverse modalități de intervenție pentru reținerea unui potențial infractor și a executat disciplinat comenzile de dresaj ale partenerului său, plutonier adjutant Rafaila Gheorghe, care de peste 20 de ani se ocupă de câinii de serviciu ai grupării de jandarm mobile Bacău. Daca a atras atenția copiilor care i-au admirat demonstrațiile cu emoții și cu zâmbete. Demonstrațiile pregătite pentru cei mici au avut un rol educativ, astfel activitatea a oferit copiilor oportunitatea de a-și forma o gândire flexibilă orientată spre umanitate, responsabilitate și schimbare pozitivă. Jandarmii le-au explicat micuților că în fața unui câine dresat, răufăcătorii nu au nicio șansă de scăpare. Cel mai așteptat moment a fost cel în care cei mici au mângâiat-o pe Daca și au făcut câteva poze cu ea. Deloc surprinzător, după exercițiu, mai ales vizitatorii băieți au decis că se vor face jandarmi atunci când vârsta le va permite. Vizita copiilor în echipa jandarmilor s-a desfășurat cu multă distracție, zâmbete și multă voie bună. In memoriam, Ioan Crozavu, drum lin Neanelu. Orașul Târgu Ocna este în stare de doliu și melancolie pentru că a pierdut un membru marcant al comunității. Ioan Crozavu, cunoscut și sub numele de Neanelu de către apropiații săi, a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă o moștenire bogată în contribuții atât în domeniul afacerilor cât și în domeniul politic. Cu un optimist debordant și o pasiune pentru binele comunității, Ioan Grozavu a fost consilier local din partea PSD timp de mai multe mandate. A fost un personaj incomod chiar și pentru colegii de partid, datorită abordării sale directe și interesului său ferm în apărarea intereselor locale. Neanelu nu era doar un om al politicului, ci și un om de afaceri. Deținea un celebru restaurant în zonă și el a contribuit la dezvoltarea
dezvoltarea sectorului de ospitalitate și turism în Târgu Ocna, aducând o notă distinctivă în gastronomie. În ultima perioadă de timp, Ioan Grozavu s-a retras din viața politică, dedicându-se exclusiv familiei sale. Pentru cei care l-au cunoscut, Neanelu a fost mai mult decât un consilier local sau om de afaceri. A fost un lider pasionat, un susținător al proiectelor comunitare și un om cu un caracter foarte puternic. Comunitatea din Târgu Ocna își exprimă recunoștința față de Ioan Grozavu și își aduce omagiile pentru contribuțiile sale semnificative. Drum lin, Neanelu, vei rămâne în inimile tuturor ca un exemplu de dedicare și spirit comunitar. Luni 4 martie, la prima ora dimineții, a avut loc începerea activității în cadrul școlii Ciprian Porumbescu, ale cărei lucrări de reabilitare și modernizare au fost recent finalizate. Evenimentul a debutat cu un scurt istoric al școlii susținut de director. Mulțumim din suflet tuturor pentru participarea la acest eveniment major, istoric, am putea spune, pentru învățământul și pentru comunitatea comuneșteană. Istoric pentru că un astfel de eveniment are loc odată la câteva zeci de ani. Dacă ar fi să facem un minimalist istoric, prima atestare a unui locaj de învățământ din Comănești are loc în anul 1866. Din acel locaj de învățământ a luat ființă școala numărul 1 Comănești. Apoi, între anii 1960-1970, școala a funcționat în clădirea Palatul Ghica, cea din spatele nostru. Apoi, în anii 1970, școala numărul 1 Comănești beneficiază de un local nou, propriu, modern și spațios, o clădire cu parter și două nivele. Personal, eu am făcut grădinița la Palatul Ghica, deci am prins acele vremuri, apoi a fost elev în noua școală în anii 70, apoi profesor în anii 90, deci am petrecut peste 50 de ani în această școală. Continuăm tot cu puțină istorie. În mai 2011, cu prilejul aniversării a 145 de ani de la înființarea primei școli din localitate, a avut loc festivitatea de schimbare a denumirii din școala generală numărul 1, în școala cu clasele 1-8, Ciprian Porumbescu Comănești, sub bagheta domnului director de atunci, Constantin Anastasiu, și bineînțeles, acompaniat, bineînțeles, de domnul primar Viorel Miron. Astăzi, cu mare bucurie și emoție, ne aflăm aici pentru a marca evenimentul deschiderii școlii noastre după un an de proces intensiv de reabilitare. Suntem mândri să vă prezentăm o școală complet renovată care strălucește și strălucește în lumina învățătorii. Elevii noștri vor beneficia de cele mai bune condiții pentru a-și desăvârși educația. Avem cele mai bune și moderne dotări. După cum vedeți, în dreapta mea, un corp de clădire complet nou, dotat cu lift, băi, sală de ședințe, apoi în spate clădirea veche, între ghilimele, pentru că totul este absolut nou, care beneficiază de clase cu echipamente informatice de ultimă generație, laborator de informatică ultradotat, baza sportivă din spatele dumneavoastră dotată cu teren sintetic, cu nocturnă, curtea beneficiază de această suprafață cu ratan și așa mai departe. Dar nu vă voi dezvălui toate acestea ca să aveți surpriza să mai descoperiți și dumneavoastră câte ceva. Primarul orașului Comănești, Viorel Miron, a ținut să preciseze că proiectul de reabilitare a fost depus încă din 2018, dar lucrările efective au început anul trecut când s-a primit finanțarea. Iată că a venit și ziua cea mare în care reușim să zicem așa că inaugurăm, dar nu este astăzi inaugurarea principală, pentru că astăzi doar începem școala, aici ne mutăm în școala pe care am renovat-o în timp de, aș putea spune, mai puțin de un an de zile. Lucrările au început pe 2 februarie 2023 și școala este gata din la sfârșitul lui decembrie, să știți.
dar au mai fost anumite lucrări de intervenit și de finalizat. Nu vă mai spun de echipamentele școlare, bănci, tot felul de dulapuri și alte catedre, tot ce înseamnă mobilier școlar și dotări, IT și tot ce înseamnă videoproiectoare, table inteligente și toate celelalte. Și toate acestea au fost terminate, de fapt, de vreo lună de zile. Noi suntem pregătiți să ne mutăm în școală, dar dacă nu exista domn director, poate o mai lungeam, dar domn director ne-a spus că este necesar să ne mutăm cât mai repede, pentru că copiii sunt cei care suferă, mergând în locații diferite, în diverse colțuri ale orașului, de la Vermești, Zăvoi și microbuzuri, crea probleme. Vreau să vă spun că acest proiect este din 2018, foarte scurt, vreau să trec în revistă chestia asta. Din 2018 proiectul este depus pentru a fi evaluat, pentru a îl câștiga. Am semnat contractul de finanțare în 2021. În 2021, deci din 2018 până în 2021, au fost evaluările. Atunci a fost declarat câștigător. În 2022, după semnarea contractului, s-a făcut licitație pentru proiectare. A durat un an de zile licitațiile și proiectarea. Și în 2023, pe 2 februarie 2023, s-a semnat contractul de execuție. Ca să vedeți dumneavoastră etapele prin care trece un proiect. Mulți spun, doamne, ce acum, că e târziu, că vine campania, că altfel nu o făcea școala. Dacă era vorba de campanie, să știți că o făcea pentru campania din 2020, nu pentru 2024. Dacă tot vrem să facem afirmații. Dar astea sunt alte chestii. Sunt speculații electorale, ca să zicem. Valoarea proiectului în 2018 a fost de 107 miliarde lei vechi. După toate devalorizările care au apărut în timpul pandemiei și tot ce s-a întâmplat, știți cu toții, valoarea a crescut până la 160 de miliarde lei vechi, din care trebuie să punem doi de la bugetul local, 36 de miliarde lei vechi. Un alt amănunt care este important, dotările școlii, numai dotările interioare, ce înseamnă bănci, echipamente IT și tot ce înseamnă mobilier interior, se duc aproape în jur de 20 de miliarde lei vechi. La eveniment a fost prezent și prietenul Comăneștiului, ministrul Băcăuan al Mediului, Mircea Fechet. Dragi copii, să știți că acum aproape o oră mi-am lăsat și eu 2 din cei 3 copii în fața școlii. Mi-am luat rămas bun de la ei, m-am asigurat că n-au uitat mărțișoarele acasă și am venit aici, la Comănești, să mă bucur alături de dumneavoastră de această zi extrem de importantă. Nu doar de primăvară ne bucurăm astăzi, dar abia aștept să intru în această școală care sunt convins că arată la fel de bine înăuntru precum arată afară. Când domnul primar Viorel Miron m-a invitat să fiu prezent astăzi aici, m-am bucurat extrem de mult. Pentru că tot particip prin județ, ba la inaugurări de drumuri, ba la inaugurări de poduri, ba la inaugurări de cămine culturale, însă atunci când mi se arată o școală, atunci când mi se arată o grădiniță, atunci când știu cât de mult muncesc primarii și țin să-i mulțumesc domnului primar Miron pentru efortul pe care îl face, știu cât de importante sunt investițiile în generațiile următoare. Spun asta nu doar în calitate de ministru sau de deputat, o spun în calitate de părinte, de tată, pentru că tot ceea ce fac în fiecare zi, fac gândindu-mă la copii, gândindu-mă la ceea ce rămâne în urma noastră. Așadar, am citit odată un studiu care spunea că într-o școală modernă, copiii învață mai bine. În preambulul ghidului de finanțare pentru eficientizare energetică, asta scria, că dacă copilului nu e prea cald, nu e prea frig, probabil performanța lui școlară va fi mai bună. Și atunci când astfel de investiții sunt finanțate din fonduri europene, adică nu împovărează bugetul local, este cu atât mai bine, pentru că avem un dublu câștig. Așadar, încercând să mă încadrez în cele 3 minute
pe care mi le-a acordat domnul primar, mulțumindu-i încă o dată pentru această invitație și profitând să spun că sunt mândru că mi-e prieten și că mi-e coleg. Abia aștept să intrăm în școală pentru a vedea împreună cât de bine s-au organizat autoritățile locale. O primăvară extraordinară și mult succes la învățătură! Ca fost elev și colaborator al unității de învățământ, subprefectul Narcis Jitaru a transmis un mesaj atât elevilor cât și cadrelor didactice. Mi-aduc aminte că din 2005, când m-am angajat la primăria din Comănești, an de an veneam cu domnul primar la începutul anului școlar sau la sfârșitul anului școlar și împreună cu dumneavoastră participam cu toții la festivitatea de deschidere sau de început de închidere anului școlar. Și ca și dumneavoastră, cel puțin cadrele didactice, nu aveam un gust prea plăcut când ne situam în acest perimetru. Astăzi, cred că și dumneavoastră și eu am tras o concluzie. Oare suntem la școala Ciprian Porumbescu? Că eu cred că am greșit locația. Dar vom vedea mai târziu, după ce o să vedem dotări și toate celelalte și sigla, la care, apropo, atunci când ați inaugurat sigla și eu am contribuit. Eu am făcut-o, sigla cu Ciprian Porumbescu. Domnul director știe. Mă bucur foarte mult pentru ceea ce văd acum și vă promit ceva. Nu de mult am început o reconversie profesională și văzând câte proiecte frumoase face domnul primar Viorel Miron pentru educație aici în orașul Comănești, unde m-am născut și eu, am zis că dacă politica îmi va face pas, că nu știi niciodată, mă voi face cadru didactic. Și aviz colegilor din sistem, poate într-o zi o să predau și eu la această școală, alături de dumneavoastră, pentru că, așa cum știți, de ani de zile am fost și eu alături de copiii din școlile din orașul Comănești și alături de profesori în tot felul de evenimente. Sper să ne regăsim sănătoși în orice ocazie ar fi, pentru că această școală este exemplul, în primul rând, al devotamentului administrației locale pentru viitorul copiilor. Iar domnul primar și toată echipa din primărie, unde și eu am lucrat, de altfel, am încercat zi și noapte să găsim soluțiile cele mai bune ca și copiii, și cadrele didactice, și mai ales părinții să fie mulțumiți de mediul în care vor crește viitorul. Viitorul sunt copiii din fața noastră. Felicitări tuturor, felicitări domnului primar și mult succes în continuare! Deputata din partea PNL, Cătălina Ciofu, a ținut să încurajeze pe elevi în aprofundarea studiilor pentru a deveni cu succes generația care va prelua ștafeta. Sunt cu adevărat onorată să vă revăd în acest cadru, pentru că și eu am fost elevă acestei școli, în clasele primare, din clasa 1 până în clasa 8-a. Sunt uimită de ce văd, e chiar de nerecunoscut acest loc. Niciodată nu ne-am bucurat de un astfel de teren de sport, nu mai zic de condițiile din sală de clasă. Părinții voștri, dragi copii, vă pot confirma aceste lucruri. Cu siguranță, o mare parte dintre ei au fost elevii acestei școli. Trebuie să vă bucurați cu adevărat de aceste condiții de învățare și să vă ambiționați să învățați cât mai bine. Poate că nu o să vă fie chiar atât de drag să veniți mereu la școală din vari motive, dar cu siguranță nu din cauza confortului pe care vi-l oferă sălile de clasă. Vă felicit, domnule primar, și întreaga echipă pentru efortul depus. Eu nu cunosc să fie astfel de condiții în altă unitate de învățământ din județ. Lift în școală, nu știu dacă există, le numărăm pe degete, poate în România, în școlile generale. Așadar, trebuie cu adevărat să apreciați efortul depus pentru a avea aceste condiții. Vă urez mult succes, o primăvară frumoasă și să fiți mereu așa înfloritori ca în această perioadă, atât în viața profesională, cât și în particular. Mult succes! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Joi 7 martie, vremea se menține rece, cerul va fi parțial noros, maxima zilei nu depășește valoarea de 5 grade Celsius, iar noaptea minima scăde până la minus 1 grad Celsius. Vineri, 8 martie, vremea se menține în continuare rece, cerul va fi parțial noros, maxima zilei nu va trece de 5 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 3 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.